mai fă o dată. Ia să dăm pe ăla, să fie. Mersi. Ție? Poate că mergem fără, doar ala. S-a rupt tata. Stai așa un pic, ieși un pic, Dani. Da, e. Uite, nu prind aia. Ce, sârma? Sârma. Uite, frate, e un leu acolo. Ah, stai, stai, stai. Dar nu puteau lăsa și acolo 200-300 de lei? Să nu se ia? Era un vale. Un vale acolo? Acum ajung. Next. Deci mi-am luat în fond. Fără stâlp. Da, parcă viștea pare mai mare de aici. Dar nu? De ce o... Hai că ieși. Take care. Coama asta și coborâm în spate. Ciocolată cu alune. Da, amăruie. Dar noi nu trebuie să mai... Da, mai avem 5 creste din astea. La ultima, acolo, în partea asta, cred. Da, cam așa. Nu mergem cu coamă, cred. Mai urcă? Nu, și coborâm. Cam așa, cred că o să fie. Da. Din astea, frecții de astea. Hai, hai. Nu, nu mergem. Hai să-ți fac o poză de un fundal. Hai, hai. Dă-i, dă-i, dă-i la celălalt, hai că eu îmi fac o poză și cum iau și eu. Cu alune? Dar de unde ai? De la voi? Lidl? De la voi? Lidl. Da? Da. Deci, foarte bine. Deci vă duceți în Lidl la... Raion? Da, și... Ia? Capul tu? Hai. Să-mi picioare cu mulțumesc. Eu, cu tot. Poate nu, 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 lasă mai din final, să vreți. Sperăm. Să sperăm. De-aia nu vreau să am făcut. Tu crezi că ea nu s-a obosit la ora asta? Numai doi? Da, doi e rău. Cum o tu ești obosit? La o parte. Ți-am făcut să vede și din asta. Uite, de data. Asta chiar că e ciocolata adevărată. Service cu încredere. Hasselnuss. Hasselnuss. David Hasselnuss. Da. Service cu încredere. Da, mersi. Vreau să vă spun că pe asta am prins-o la promoție. Cu un leu, cu un leu mai puțin și am luat așa, cantitativ. Foarte bine. De, din martie m-am lăsat de cafea, mai pufăiam câteva țigări așa, dar mai rar. Când eram, da, când eram puțin nervos și scăpam de sub control lucrurile, mai luam câte un pachet de țigări. Cu alcoolul mi-a interzis doctorul. Ai văzut, Bogdan, că am împărțit cu tine o sticlă de bere. Cine vrea ciocolată? Atunci eram și... Eram obosit, eram rupt de atunci. Da. Din martie, cafea, țigări, alcoolul, subțire, gata, sportiv, ce-ai avut? Energizante, nu? Eu am fost de la câini, de la Ciobănești. V-a luat un chist hidat. Așa, și am avut un chist hidatic pe ficat. Dar de la ce? De la câine? De la câine, de la da. Câine se primește și... Da, am, doi câini Ciobănești, da, îi aveam, la, da. Plămâni. Ai semnat? Călmenași pe la plămâni sau... Și n-am... Prin păr, înainte, știi cum? O sticlă de un litru de bere original. Uite și ei sunt acolo. Da. Am ajuns. Sticlă de bere? Un litru pe zi. Un Newmar de ăla, pe zi. Mm. Alune, stăteam la Sport Club, mă uitam pe Bundesliga.
Păi știi care era treaba la mine? La un moment dat cineva m-a angajat ca paznic. Paznic. Un atelier de ăsta de... cum îi zice? Cu confecții metalice. Și aveam și un program acolo, vreo, din 700 de ore cât avea luna, eu vreo 500 de ore era de muncă. Deci când erau ei la program, eu eram în timpul meu liber. Da. Și de sâmbătă, de vineri după amiaza până luni dimineață, eu eram de serviciu. Cu alte cuvinte, lăsam câinii pe-n curte și stăteam la televizor, mergeam pe-n curte, mai știu eu ce. Da. Și 5 ani de zile așa am stat. Mă avantaja faptul că era aproape de casă. Și de acolo, de la câinii lui, am luat de la... M-am apucat să-i decăpușez, nu am știut care-i treaba. Da, m-am dus la țară. Nu e problema. Problema e că trebuie tot timpul să te speli și să ai grijă și... Da, și omblu cu 100 de câini. Dacă îl înghiți sau cum... Nu neapărat, nu ăsta. Îl inhalezi pe respirat. Pe firul de păr a câinelui stă. Adică cum se linge el. Da, cum se linge, depune ouă pe blană, orice adică animal. Adică dacă mâncă-i, poți să iei? Da, absolut. Da. Iei pe mână, mai după aia... de exemplu, ciobanii cu câinilor, desfac o oaie, văd că ficatul tot e plin de chisturi, se fac la câine. Da. Tot e plin. Da. Dă numai ficatul, nu? Numai la aruncă și apoi câinii îl mănâncă. Da, deci tot ce nu e... toată oaia, adică. Da, băi. Cum se dea toată oaia? Păi da, mă gândeam, dă păi la tine. Păi da, capul nu, și ce, astea nu se mănâncă. Restul se mănâncă. Labe. Și cum s-a observat că ai chestii? Fusesem la țară, undeva la 120 de km de București. Și când am venit cu autobuzul, până în București n-am avut nimic. Ăla a fost norocul meu. Undeva după la Dunăre am venit către București. Și seara trebuia să merg la lucru. M-am culcat, am adormit și după amiază m-am trezit cu durere abdominală. Aveam apenticită peritoneală acută. Adică era perforată? Nu, încă nu. Încă nu se vărsa. Apenticită peritoneală acută. Mai avea puțin se vărsa. Și când m-am dus pe picioarele mele la spital. Așa am urcat în auto. Te durea? Mă durea, da. Deci știai că e de spital. Da, și nu, m-am dus prima dată la farmacie și m-a întrebat simptomele. Și pe mi-a spus că ai ceva intern. Și de la farmacie m-am dus direct la spital. La spital mi-au făcut ea EKG. EKG. Ecografie. Și acolo au descoperit și una și alta. Zice, opa, tu ești bun de masă de operație. Zic, bă, voi glumiți cu mine. Nu, domne, stai aici, rămâi cu noi, noi te iubim. Hai, domne, că mai am trebuit. Se scot, nu? Mie mi l-a scos cu laparoscopic, un fel de șarpe. Trei găuri. Da. Cu camera. Și am niște X-uri pe aici. O doctoriță tânără mai mică cu 3 ani decât mine. Mâncai și gurița ei. Și se vinde, că acum ești bine, nu ești. După un an și jumătate aveam drenă de asta, așa îmi curgea chestia, se refăcea ficatul. Și după un an și jumătate m-am dus la doctoriță. N-am mai fost la vizită medicală de nu știu când. S-a uitat la mine și a zice, să-ți fie rușine când ai venit la control. Și mi-a pus cealaltă doctoriță care era cu ecografia, mi-a pus așa. Ce gata, s-a regenerat ficatul. Mergem. Un an jumate? Cam așa, un an jumate. Ficatul, e noroc cu ficatul. Și așa că... Hai, e aludan.